Bârligea, Bârligea, lăsat acolo să dribleze Bârligea, fază frumoasă, Bârligea scoate pentru această bară, această ocazie uriașă, wow, excepțională a lui Bârligea. Exari! Ce paradă, Horațiu Moldovan! Horațiu Moldovan o salvează pe rapid, ocazie monumentală. Se vede Coman, se desprinde Coman, trece de săpunarul Coman, pentru Cordea scoate Moldovan! Uluitoare ratarea lui Cordea, este că... liber Bilal Omrani, pasă pentru Omrani și... îi prăbușește pe coechi. De dinainte de pauză. Foarte bine deschide Lucas în șansă din nou pentru Uta! Parada lui Horațiu Moldovan! Și bună lui Micoanu, care are însă nevoie de preluare. Îi scoate până la urmă lui Chipciu. Fără preluare Chipciu! Așa se trage la poartă. Două parade ale lui Horațiu Moldovan. Și așa se apără șuturile dificile. Fază periculoasă a clujenilor, dar și două parade ale lui Horațiu Moldovan, trei ocazii totuși și pentru Abeid. Oh, ce frumos pentru Omondi, Omondi pătrunde, Omondi încearcă să finalizeze, vine Ofosu, ce ratare, ce ratare. Sat și derbiul cu Dinamo. Aici este o fază periculoasă, șansă bună pentru Oțelul de a deschide scorul, dar Rapidul are portarul. Ce vine Rapid? E, vine cu un spațiu mare, acolo este Boboc Moldovan! Vezi, asta este. Lui Ioniță, Baram, lasă bine pentru Ivan. Andrei va la colțul lung, mingea este respinsă și balon apoi. Supra evoluției echipei, Ștefănescu. Ștefănescu are poziție bună de șut de la poartă și scoate Moldovan. I s-a deschis aici Munteanu, îi pasează lui Alibek. Apare Borza. Borza este în stânga. Alibek! Zguduie și care acolo Olaru! Scoate Moldovan! Jut pe jos al lui Darius Olaru. Acolo pasă pentru Coman. Coman și scoate Horațiu Moldovan! Senzațională intervenția lui Horațiu Moldovan! Și finalizarea spectaculoasă a lui Coman. O paradă pe măsură.
măsură a lui Horațiu Moldovan. A reușit Kate să-l limiteze, să-l jeneze pe Coman. Iar asta combină cu șut. Șutul lui șut, scoate Moldovan, Coman trece de Onea, centrează mingea, nu a ieșit. Ce apără aici Moldovan, șutul. Se placă meciul. Rondon încercă să găsească o pasă de gol și a Franco, ce ratare. Minge respinsă greșit. Dina Gramedi! Ce reflex acolo a lui Horațiu. Un doi cu Muhar, Krasnici, frumoasă preluarea. Krasnici! Aproape de autogol Săpunaru. Urmărit acolo, trece mai lat și de următorul adversar. Au superioritate numerică Botoșeneni, mai lat ratează prima dată. Cred că ar fi devenit super fotbalist Cioiu pentru Țigănașu și este parada lui Moldovan care salvează. Clar locul de titular Dani Popa. Intervenția senzațională. O altă formație, vom reveni cu detalii. Acum Radu Negru minge deviată și scoate Horațiu Moldovan. Radu Negru, Bausa cu o pasă foarte bună pentru George Ganea. George Ganea scapă singur cu Horațiu Moldovan. Respinge golkeeperul Rapidului. Ocazie. Atenție, 16 ani. Auleu, ce pasă greșită. Intervenție excelentă a lui Horațiu Moldovan. Brigia, centru forță. Prinde. Surprinsă, hai să vedem pe Pop în acțiune, șut bun, Horațiu Moldovan are priză la minge, șutul i-a aparținut lui Samuel Teleș, nu e prima. Posedat, mingea respinsă însă doar până la Bordeanu și apoi vine cu șut Alexandru Chipciu, primul șut așadar pe spațiul porții. Am văzut, ia să vedem pe Munteanu acum, nu, lasă pe Alibec. L-am văzut schema asta cu FCSB în tur pe Arena Națională. L-am văzut pe Ionisa, acum Flozia din prima repriză, poate acum. Mazilu pentru Kiki. Fază încheiată frumos, nu, de Ducure. Splendidă fază, splendidă. Darius Olaru, Olaru cu o centrare pentru Companio. Ocazie uriașă pentru FCSB.
a reușit cumva să-l incomodeze. Junior Moraes cu acea repliere aproape disperată, vine centrare, minge box, dată de Horatiu Moldovan. Ninai Brown, preluare pe piept, să nu dacă îi va lăsa lui Boateng, nu? Brown din nou centrează, dar acum intervenție facilă pentru Horatiu Moldovan și este contraatacul rapidului Junior. Produce totuși aceste modificări. Iată pe Claudiu Petrila cu o centrare nereușită. Da, nu a avut impactul pe care l-a așteptat Dan Petrescu. Claudiu Petrila primește Radunović. Radunović centrează, iese Moldovan. Ai nevoie de portar în astfel de partide, în astfel de momente. Ai nevoie să-ți arate de revăzut, nu pentru a contesta cineva penaltiul. O să ne întoarcem la discuția asta. După această lovitură de colț, iese Horatiu Moldovan, respinge Câmpanu și așează mingea pentru șut. Din prima trebuie. Nu știu cât de bine stă în fața adversarului. Contează și asta. Iese Moldovan. Da, și rebun. Conduc o echipă națională după ideile mele. A citit bine traiectoria Horatiu Moldovan. În continuare pentru Ionut Stoica. Mai sunt și alți cu echipieri acolo. Centrare pe bara a doua. Minosota la un pas reia către poartă. Astăzi e la Craiova cu acel Hands care a dus la singurul gol al meciului. Ar trebui să le ceară scuze în primul rând cu echipierilor. E greu să te uiți în ochii lor după asemenea fază în care ratezi o dată. Vom vedea dacă va avea șanse. Minge care a trecut pe la Vorobiova, s-a aruncat în careu Cooper, însă Horatiu Moldovan își face treaba, unul dintre cei mai buni. A avut la dispoziție Popa. Mare totuși ocazia, intervenția lui Moldovan este excepțională. Iar acum Papo poate pleca pe contrat. Joacă în diagonală Benșaib, a rămas liber în acel flanc Benșaib, spațiu la dispoziție, dar centrarea este mult prea înaltă. Prinde Moldovan fără probleme în fața lui Scarla Tache. În care aplaudă victoriile. Rață centrează bine, iese Horatiu Moldovan. Din nou Funșo.